Elevii din județul Iași vor avea motive de bucurie la finalul acestei săptămâni, întrucât vor avea parte de un weekend prelungit. Vineri 14 octombrie este zi liberă atât pentru elevii cât și pentru cadrele didactice din Iași. Motivul pentru care toți elevii de pe raza județului Iași vor beneficia de o zi liberă în plus în această săptămână este strâns legat de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. S-a luat această măsură din cauza faptului că în această zi de mare sărbătoare orașul va fi supraaglomerat din cauza numărului mare de pelerini, iar elevii ar putea întâmpina dificultăți în drumul lor spre școală. De asemenea, inspectorul general Luciana Antoci a precizat că decizia a fost luată în condițiile în care, în zona centrală a municipiului, sunt 4 unități de învățământ către care accesul autovehicolelor este restricționat. Vestea mai puțin bună pentru elevi este că orele din ziua de vineri 14 octombrie vor fi recuperate. Sfânta Parascheva, ziua specifică pe 14 octombrie, este pentru întreg județul Iași, prin contractul colectiv de muncă, zi liberă pentru profesori. Așadar, vor fi liberi și elevii cu acest prilej. Cu siguranță va fi o formulă de recuperare pentru ceea ce nu se învață vineri pe 14 septembrie. Ceilalți elevi din țară care nu se vor bucura de o zi liberă vineri 14 octombrie nu trebuie să fie supărați. Săptămâna viitoare, toți elevii vor avea vacanță, conform structurii anului școlar 2022-2023.